Din episoadele anterioare. Madelin nu a murit, trăiește. Poftim? Am auzit că nu mai ești virgin. Nu pot să cred. A aflat toată lumea? Rodica i-a făcut reclamă lui Radu, trezind curiozitatea lui Didi. Convins că de data asta va înscrie, tânărul virgin a mers la sigur. Din păcate, focoasa mamă a elevei i-a zădărnicit din nou planurile. Suntem liberi, Capone! Adrian și Capone sunt reabilitați, în timp ce Damian a fost suspendat din funcție. Dar partea cea mai grea de acum începe. Avem nevoie de estoniu sau de formulă pentru a prepara acest elixir. În timp ce punea la cale un plan de răzbunare, mafiotului i s-a adus vestea descoperirii unui laborator secret al lui Vladimir. Acum, Damian și fiul său se află în fața unui necunoscut despre care cei doi cred că ar putea fi chiar fostul cap al mafiei. Ești sigur că Vladimir e mort? L-am injectat eu cu mâna mea. Un inel aparținând lui Damian este cheia unui mister din trecut. Văzându-l la Adrian, Valeria a tras concluzia că el este cel care i-a făcut rău în urmă cu 30 de ani. Oare va reuși comisarul să o convingă de nevinovăția lui până nu e prea târziu? Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. În câteva momente, intriga și suspansul îți dau întâlnire într-un nou episod marca Iubiri Secrete. Deci tu ești nenorocitul care mi-ai distrus viața! Nici nu știi cât am suferit în toți acești ani! Nu știi cât am suferit, nenorocitule! Valeria, ce faci cu arma asta? Ce vrei să faci cu ea? Tată, acum am aflat adevărul. Lasă-mă să-i trag un glonț. O să mă simt mai bine. De când s-a căsătorit, Iani a fost obligat să se mulțumească doar cu privitul. Nu e deloc o afacere, dar bărbatul încă mai speră că va găsi soluția pentru a remedia situația. Ce faci, mă, tata? Mamă, ce căracioare! Dorsal! Cioală, mă! Stai un pic, am înțeles nimic! Cum adică? Te uitai după... Așa te bucuri tu de nevastă ta? Uitându-te pe gaura cheie. Da, nu mă lasă să mă apropii de ea până nu fac rost de bani. Bă, tata, stai să zic eu ceva. Îți dau așa un sfat, prietene, stai să nu te audă nevastă ta. Stai să mai mă ușor un pic. Băi, mă asculti? Hai zi, mamă, ce craceare! Zi. Hai să-mi un sfat, prietene. Nu vrei tu mai bine să... Păi e relația tu cu mama și cu să mult mai bine. Nu, și iar nu. Eu nu-mi înșel soția. Pentru că trebuie să fac ceva, să fac rost de bani foarte mult ca să ajung la sufletul ei. Da, eu nu-mi înșel soția. Păi, tată, ce... Iani? Ce faci, mă pândești? Da! Cum adică da? Mamă, ce croci! Fă, ăștia sunt crocii tăi așa brazilieni? Îți plac? Mamă! Dacă îți plac așa mult, înseamnă că arăt bine și că sunt foarte frumoasă astăzi. Zici că ești braziliancă, pișcățelul meu, iulicica mea! Perfect! Mă, înseamnă... că ce-și crocii! Ascultă-mă! Vreau să ies în oraș și să-mi găsesc un bărbat capabil cu bani care să mă întrețină, să mă trateze ca pe o prințesă. Ce zici, fă? Nu! Nu, să nu faci asta, că eu o să-ți dau toți banii din lume! Da? Ba, da, pe toți banii din lume, te fac bogată! Îți dau fără număr! Arunc așa pe cracii tăi! Fără număr! Fără număr, măiculite! Ianișor! Sunt atent!
Dacă tu mi oferi mie bogăție, mulți bani, o să fii cel mai fericit bărbat. Da. Dar dacă mă mai ții în sărăcie, o să ai numai de suferit, tu m-auzi? Da! Da! Hai, și acum trebuie să plec. Nu pleca! Te-am pupat! Nu pleca, brazilianca mea! Mama, cu ce craci! M-am bolnăvit! Băi, tată, ești bine? Nu! Mi s-a făcut rău! Mi s-a rupt inima când te văd, uite cum ai ajuns! Brazilianca mea! Cu craci frumos! O am pe Ioana! Ea ne scoate din sărăcie, din belele! Ea ne pune fericirea pe față, cum? Ioana! Cum? Pe o să-i găsesc un pretendent! Frumos! Păi pe cine, mă, tată, nu vezi că nu mai vrea nici notele ăsta, nu mai vrea nimeni? O să-i găsesc eu unul! Pe cine? Nu știu, dar o să-i găsesc! Și dacă de data asta nu face ce-i spun eu, va fi vai și amar de pipota ei! Ți-aduce aminte cursul de ninja care l-ai făcut cu mine? Te duci ca un ninja la spital, urmărești, vezi unde stă și din pitulatura ta de acolo pitulat, după unde stai tu, așa mă suni, da? Bine! Și acum? Spune unde stă. Acum? Acum! A dispărut? Te sun. Ca un ninja. Ca un ninja, da? Te sun, da, e bun. Ca e un bun. Ninja. Brazilianca mea! Experimentele făcute de fostul șef al mafiei sunt încă învăluite în mister pentru multă lume, chiar și pentru Damian. Poate e Vladimir și a înșinat moartea ca Mădălin și s-a ascuns aici să regenereze. Individul ăsta e mult mai tânăr. Uitați-vă atent la mâinile lui. Dacă a folosit elixirul să-și întâlnească țesuturile? Nu, așa ceva este imposibil deocamdată. Elixirul îți menține vârsta, nu te întinerește. Mm-hmm. Asta știm noi, tată. Ăsta aici are un întreg laborator. N-avem de unde să știm cât de departe a ajuns cu cercetările. O să testez toate substanțele pe care le-am găsit aici și o să vă informez. Așa să faci, Cristin. Iar mâine să vedem și noi fața individului. Sigur. La noapte o să mă duc să verific mormântul lui Vladimir. Chiar sunt curios ce o să găsim acolo. Iar până atunci, tu îi termini pe Cornel Dobre și pe Coman. Stai înșitat. Planul e deja făcut. Azi ei doi, mâine Mădălin. Da, e bine. Dar vreau să vezi și pe Sorin cu tine, să se implice și el. Ăla mai mult mă încurcă, tată. Nu, o să te ajute. Pentru că dacă nu te ajută, o să-i termin nevasta. Bine. Este prima dată când Valeria pune mâna pe o armă. Femeia e hotărâtă să o folosească împotriva celui despre care crede, Valeria, că i-a făcut, Valeria, rău. Lasă arma aia și haide să vorbim liniștit, omenește, nu se poate așa, dragă. Nu, tată, până nu aflu adevărul, până nu recunoaște, nu! Dar nu am ce să recunosc. N-am să uit niciodată inelul ăla. Inelul ăsta? Fața nu ți-am văzut-o, în schimb mâinile, da. Valeria, și inelul ăla nu-l uită. Este inelul lui Damian Voicu. Mai minți, nenorocitule! Nu mai minți! Te-am părăsit și din cauza asta, din cauza asta te-ai răzbunat pe mine! Deci asta era inelul? Valeria, îți jur, ăsta e inelul lui Damian Voicu. După cum tot ale lui sunt legitimația și pistolul din mâna ta. A fost dat afară din poliție și obiectele astea au fost reținute pentru păstrare la inventar. Și dacă e inelul lui Damian, ce căuta la tine pe deget? L-am pus eu așa să văd, e al lui sau nu, într-o joacă, și care-i problema? Hai, te-ai mai liniștit acum? Adrian, sigur nu mă minți? Cum să te mint eu pe tine, Valeria? Îți jur că tot ce ți-am spus este adevărat. Hai, pune pistolul înapoi pe masă de unde l-ai luat. Asta înseamnă că dacă e inelul lui Damian, Damian m-a agresat. Este posibil să putem afla adevărul. Doamne! Dacă Damian m-a agresat, el e tatălui Mădălin. Doamne! Doamne sfinte! De la o vreme, Radu duce o viață dublă. Cea de tocilar virgin vânat de o femeie în vârstă și cea de meditatoare și confidentă a unei eleve sexy. Nu mai încerc! Nu mai încerca! Ia, poți să stai? Bun, acum am și o întrebare. E sigur că vrei să faci asta? Dacă te referi la dragoste cu Didi, da. Pentru că alternativa se numește Aristotela și aia nu vreau. Am înțeles. Dar chiar te văd traumatizat de femeia asta.
Asta pentru că am cunoscut-o încinsă și sfârâind. Dar tu n-ai cum să știi asta. Și nici n-aș vrea să știu. Vezi. Dar tu o să o cunoști mult mai bine dacă o să pierzi pariu. Ce pariu? Cum ce pariu? Pariul nostru, dacă nu faci dragoste cu Didi, că faci cu Aristotela, nu mai ții minte? Hai să nu luăm în calcul varianta cu Aristotela și să ne gândim, ne focusăm doar la Didi. Atâta. La Didi. Da? Nu de alta, dar să mori și tu de invidie. Și am și un plan. Valeria a înțeles în sfârșit cumplitul adevăr. Individul care m-a agresat purta inelul ăla pe deget. Da, poate era alt inel? Nu, tată, ăsta e inel. Pare un inel făcut pe comandă. Înclin să cred că este un unicat. Asta înseamnă că a fost Damian. Îți promit că te voi ajuta să afli cine a fost. Dar spune, ce legătură are Mădălin cu toate lucrurile astea? Nu vreau să mai vorbim despre asta. După acea agresiune, Valeria a rămas însărcinată. Asta înseamnă că este posibil ca agresorul să fie tatăl lui Mădălin. Da, Damian. Îl cunoșteai cumva mai dinainte? Da, era fratele viitorului meu soț, dar nu-l credeam în stare de așa ceva. Te înțeleg. Soluția mea pentru a ieși din această incertitudine este testul de sânge. Nu vreau să mai facem nimic. Da, dar trebuie să aflăm adevărul, Valeria. Gândește-te la un lucru, poate că asta are legătură și cu răpirea lui Bogdan. Dar cine este Bogdan? E o poveste tristă. Păi, povestiți-mi. Cu cât știu mai multe amănunte, cu atât mai mult vă pot ajuta să aflați adevărul. Bogdan a fost copilașul meu. Mădălin a avut un frate geamăn. Și ce s-a întâmplat cu el? A fost răpit de imediat după naștere. Și l-ați găsit între timp? A decedat sărmanul. Dumnezeule, îmi pare rău. Dar pe cel care a făcut această faptă reprobabilă, l-ați aflat? Nu, niciodată. De ieri, de când ți-am atins pentru prima oară buzele, numai la tine mă gândesc, nu știu ce mi-ai făcut. Natalia și Sorin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi nu știu că sunt din tabere diferite și ar trebui să fie, de fapt, dușmani. Povestește-mi. Spune de oamenii care ți-au făcut rău. Și o să am eu grijă de ei. Sorin, nu vreau să te implic în problemele astea. Natalia, nu vreau eu să te implic pe tine în astfel de probleme, da? Spune-mi doar cine sunt ei și o să am eu grijă. Tu nu o să știi nimic. Cine e? Eu sunt Ioana. Bună? Bună! El este Sorin, îl mai țin minte de la spital. Prințul Salvator, bineînțeles că îl țin minte normal. Dar nu mă așteptam să-l văd aici. Păi... Ideea e că îți explic eu. Pe scurt, noi doi suntem împreună. Aproape împreună. Bravo! Foarte bine, se pare că ai făcut o treabă excelentă. Ok, eu vă las să discutați aici. O să te invit la cine, da? Bine, vorbim. Pa, pa, pa. Pa, pa. Bine să cred, sunt împreună, este fantastic! Povestește absolut tot, vreau să știu. Ideea e că sunt foarte fericită, e așa. Un băiat minunat, minunat. Se vede. Doar că... Ce? Nu pot să mă bucur în totalitate. De ce? Ioana, eu trebuie să mă răzbun. În primul rând, nu pot să las lucrurile așa. Oh, nu vine să cred, încetează cu răzbunarea asta și bucură-te de dragoste, de Sorin. Hai să lăsăm astea. Ia zi, cum e cu Andrei? Nu mai e nimic cu Andrei. De ce? Pentru că este un nenorocit care a vrut să-și bată joc de mine, atât. Ioana, tu e sigură de lucrul ăsta? Prea un băiat extraordinar. Da, e prea un băiat extraordinar. Are toate calitățile din lume. Are o iubită. Pe lângă asta, e un băiat foarte bun. Doamne, nu pot să cred. Da, ce nenorocit. Aia am zis și eu. Da, nu contează. N-am venit aici să vorbim despre nenorocitul de Andrei. Și oricum am și vești bune, să știi. Ce vești? Mădălin, băiatul ăla despre care eu ți-am spus că a murit. Ei, uite, n-a murit, de fapt, și eu s-am grijă de el până și revine. Păi asta e extraordinar, Ioana, și plus că el te iubește. Da, el mă iubește, e mai bun, mi-a salvat viața, dar nu e de ajuns. Cum adică nu e de ajuns, Ioana? Nu, tu ai spus că îl iubești, că... Da, că îl iubesc pe Andrei. Asta am spus.
pentru că s-o fraieră și pentru că mă gândesc la el în continuu. Lasă Ioana că o să lui stupă Andrei, lasă-l în pace din moment ce, uite, ai ocazia acum, e Mădălin. Încearcă, fă lucrul ăsta. Inima mea nu funcționează așa, nu pot să-i poruncesc. Uite-l pe Andrei, fii cu Mădălin, iubește-l pe Mădălin, nu am cum să fac lasă asta. Lasă Ioana că, uite, o să vezi tu că o să lui stupă Andrei și pentru că viitorul tău e lângă Mădălin. Și tot o să fie bine, toate lucrurile se rezolvă, tu o să fii ferit. Ioana, ce ai? Mi s-a făcut puțin rău, mă duc la baie, bine mea. Bună, frumoasa mea! Deghizarea lui Radu are și dezavantajele ei. Bună! Ce cauți tu aici? Păi, te căutam, iubire! De când ai plecat, tot aștept să revii în sat și uite că ești aici! Mai caută-mă puțin că eu mă grăbesc, da? Înțeleg că te grăbesc, dar te rog, oferă-mi câteva clipe din viața ta prețioasă. Viața mea este prețioasă, eu sunt o prețioasă, iar clipele vieții mele sunt prețioase. Nu vreau să mi le pierd cu tine, la revedere! Dar, Rodica, zi și noapte visez numai la tine! Nu mai dormi! Dar de când te-am cunoscut, am o singură dorință, aceea de a fi împreună cu tine. Puștule, eu sunt o femeie serioasă și nu mă ocup de copilandri ca tine, da? Te rog frumos să mă lași în pace. Ei, dar și eu sunt foarte serios. Oferă-mi o șansă și ai să vezi. Bun, ascultă la mine. Eu am un soț. Rodica, nu te mai prosti, nu ai niciun soț. Spui asta doar ca să mă îndepărtez de tine. Aha, nebunaticule, te-ai prins. Ha. Bine, să știi că eu am o iubită. Iubită? Un iubit, iubit, nici măcar nu auzi bine, ești un surd, mie nu-mi plac oamenii surzi. Rodica, iubitul tău sunt eu, dragostea mea. Te rog frumos să mă lași în pace pentru că te dau pe mâna poliției. Rodica, înfrângi inima. Nici nu știi cât de mult țin la tine. Ionuț, hai să mergem. Te rog frumos, dă-te la o parte. Doamne, sunt topit după ea. Dar ea nu mă vrea. Ia stai, domnișoară, că avem o vorbă. Îngrijorată, Natalia încearcă să-și dea seama de ce i s-a făcut rău Ioanei. Ioana, te simți bine? Ce ai pățit? Mi s-a făcut puțin rău, cred că am mâncat ceva ce n-a fost bun, mi-a pirit, nu știu. Ioana, de la mâncare n-are cum să fie sigur. Tot timpul ai grijă la mâncare. Da, poate am luat vreun virus sau ceva. Dar știi că simptome de-astea ai și atunci când... Ce-i nebunit? Când ești însărcinată. Când ești însărcinată, ai simptomele astea dacă ai făcut ceva. Păi și tu n-ai făcut? Natalia, am făcut dragoste cu Andrei o singură dată. Nu am cum să rămân însărcinată. Nu pot să fii sigură. Ba da, nu am cum să rămân însărcinată cu nenorocit. Tu crezi că sarcina ta are legătură cu cât de nenorocit e sau nu e tatăl copilului? Ok, hai să nu folosim deja termenul sarcina ta, pentru că nu sunt însărcinată, da? Bine, nu ești însărcinată, ai dreptate. Da, totuși, nu vrei să faci un test de sarcină? Sunt nicio formă, nu am de ce să fac. Faci un test și atunci o să fii sigură. Deja am discutat mult prea mult pe tema asta degeaba. Ok, o să fac un test de sarcină, ca să mă lași în pace. Dar nu sunt însărcinată. Promit că dacă îți faci un test de sarcină, o să te las în pace și nu o să-ți mai zic nimic. O să vezi tu că nu sunt. Da, scumpa mea. Da. Acum, dă-mi pe bunii la telefon, da? Roxana e apăsată de povara unui teribil secret. Oare a venit vremea să-l scoate la iveală? Mamă, nu pot să mă duc pur și simplu la el și să-i spun, știi, tu ești tatăl Mirunei. Mamă, te sun eu imediat. Scuze,
S-a întâmplat ceva? Nu, discutam cu mama. Am auzit ceva de tatăl Mirunei? Da, așa e. El nu știe că are un copil? Nu, nu. Mama tot insistă să-i spun adevărul. Păi, mi se pare normal. Orice om ar trebui să știe că are un copil. Înțeleg, dar eu am făcut o promisiune. Oricum nu mai contează. Spune ce mai faci tu. Măi, Roxana, eu sunt foarte bine. De când am venit-o pe Natalia, viața mea a căpătat sens. Mă bucur pentru tine. Da. Chiar nu mă așteptam să simt ceea ce simt pentru Natalia, pentru nicio altă femeie în viața mea. Sorin, hai să discutăm. Da, tata, stai un pic că vorbim. Acum, Sorin. Bine, tata. Vorbim mai târziu, da? Da. Doamne, am ajuns să fiu geloasă pe fata aia. Rodica cea lipsită de inimă e pe cale să primească o lecție dură. După ce că ești urâtă, nefeminină și fițoasă, de ce te iubește băiatul meu oare? Nici eu nu știu, dar o să-i treacă până la urmă. Până când o să-i treacă, el este foarte supărat. Nu mai doarme, nu mai mănâncă. Îmi pare rău, eu nu sunt bună, deci nu pot să-l ajut. O să mergi la noi acasă și o să-i spui că-l iubești exact cum te iubește el pe tine. Nu prea îmi place afacerea asta, nu știu ce să zic, nu prea cred că pot să vă ajut. Fătuco, am impresia că tu nu știi cu cine stai de vorbă. Ai întrebat pe aici să vezi cine e Jean Baros? Dacă nu vii la Dodel, te tai bucăți mici și te arunc în apă să te mănânce pești. Da, dar chiar dumneavoastră a spus că nu sunt potrivită pentru el, că nu sunt destul de bună, pe cât ar putea el să aibă pe cineva în viață. Fă în așa fel ca să fie bine. Dar dacă Dodel nu o să mai vadă, o să uite, nu? Bă, tu să taci din gură. Gata, gata. Domnișoară, ascultă-mă încă o dată. Tu ai să vii cu mine și o să-l faci în așa fel să se simtă bine. Dacă te descurci, am să-ți dau o grămadă de bani. Dacă nu, am să-ți dau o grămadă de gloanțe. Nu știu ce să zic. Da, da, clar, da. Te mai întreb o dată, e clar? Da, da, este foarte clar. Aș vrea să știu și eu, pentru cultura mea generală, pe unde e îmblatul zilele astea? Sorin a fost trezit la realitate de către tatăl său. Acesta nu scapă prilejul de a aminti că are o datorie față de el. Nu cumva mi-ai promis tu că dacă o las în viață pe Roxana și vă căsătoriți, o să te implici în organizație? Păi, tu nu vezi? Eu asta fac! Pe asta să faci! Chiar astăzi au emisiune împreună cu fratele tău. Și tocmai de-aia am adus-o și pe frumoasa asta. Ce anume vrei să facem, tata? Vrem să pornim un război sângeros. Chiar în seara asta vom executa doi polițiști. Iar mâine va veni rândul lui Mădălin. Am înțeles. E timpul ca iubita asta să intre din nou în acțiune. Auzi, tata? Dar e neapărat necesar să îi asasinăm pe cei oameni? N-am atât. Ăsta iar comentează. Bă, băiatule, uite-te bine la mine. Nu mai comenta! Du-te cu fratele tău, găsește locul potrivit, păzește-l și el o să execute pe aia doi. Și cu mormântul Vladimir, ce facem? O să mă duc cu Silviu și cu băieții să verificăm locul. Păi, tata, ar fi bine să fie acolo, că dacă nu, lucrurile se complică. Da, oricum mâine o să vedem chipul tipului din laborator și vom elucida misterul. Ioana este preocupată de starea ei de sănătate. Bănuiala Nataliei nu i-a picat tocmai bine. Au uitat să iau testul de sarcină. De fapt, nu mai duc, oricum n-am cum să fiu sarcină. Testul este serios. Ioana! Ce faci? Ce cauți aici? Ce stai departe de mine? Păi stai puțin, te aștept de câteva ore și mă gândeam că la oameni trebuie să vii și aici, că te sun, nu-mi răspunzi, ce se întâmplă cu tine? Da? Din câte observ, sunt la serviciu și nu pot să vorbesc, cu atât mai puțin cu tine. Dar ce ți-am făcut? De ce ești supărată? Nu te înțeleg. Ce s-a schimbat? Și ceva?
Nu voiam să te mai văd niciodată. Dacă te încăpățânezi să fii nesimțit în continuare și să-mi ieși în cale, o să-ți spun. Am aflat, Andrei, stai liniștit, nu trebuie să mai joci teatru. Da? Ai o iubită și însărcinată și ai omis să-mi spui asta, nu? Cum ai aflat asta? Acum am aflat. Problema ta, în momentul de față, cea mai mare este cum am aflat, nu? Nu, mă înțelegi greșit, nu e asta problema. Pur și simplu, da, așa e, așa e. Am o iubită de care am vrut să mă despart în momentul în care te-am cunoscut pe tine după ce s-a întâmplat între noi doi, dar mi-a spus că a rămas însărcinată. Ce vrei să fac? Săracul de tine, da. Uite, mi-au dat lacrimile, să știi. Păi, băiete, e foarte clar ce ai vrut să faci. Ai vrut să ai și tu o aventură, să te distrezi, să-ți bagi joc de mine, ți-ai ieșit, dar nu o să-ți mai meargă. Nu am vrut să am aventură, pentru că de-aia sunt aici acum, da? Sunt aici pentru că te iubești, pentru că vreau să rămân lângă tine, dar nu am ce să fac acum în situația asta. Ești aici ca să-ți bagi joc de mine în continuare, dar fii atent, dacă te mai apropii o singură dată de mine, o să ai probleme mari. Ascultă-mă puțin, indiferent de orice crezi, indiferent de ce spui, să știi că eu te iubesc enorm. Și o să te iubesc întotdeauna. Te rog frumos, crede-mă, îți spun adevărul. Și ceva? Vreau să te mai văd niciodată, pentru că îmi faci rău, fizic. Ioana! Îmi pare rău. Mă sun neapărat pe tata, să-i zic că am dat de Ioana. Nu am credit. Valeria tocmai a aflat că nu Adrian este cel care a agresat-o în urmă cu 30 de ani. M-am uitat în fișa lui Damian. Avem și analizele lui de sânge. Cu ajutorul lor o să aflăm cu exactitate dacă este tatăl lui Mădălin sau nu. Mă crezi că nu vreau să știu. Măi, Valeria, dar trebuie să aflăm adevărul totuși. Adriane, avem o urgență. Hai să mergem. Gata, iubita mea. E timpul să intri din nou în acțiune. Băi, Daniel, suntem exact în fața secției de poliție. Lasă arma aia jos. Sorina, nu mai comenta, ci treci și filează zona. Băi, nu mai fătura arma aia, poate ne vede cineva. De asta ești mai aici, asta sigur că nu ne vede nimeni. Treci și fă-ți treaba. Stai un pic. Mă duc până la baie. Acum te găsim, mă, băi, nu ești sănătos, Sorine. Băi! Ce să fac? Dacă îl las, o să omoare niște oameni nevinovați. Dacă mă bag peste el, tata o să omoare pe Roxana. Gata, gaburii mei. Eu sunt pregătit. Ia uite-i. Mai devreme decât mă așteptam și amândoi. Să începem cu șeful. Știi, mi se pare ciudat că Damian n-a dat un semn în ultimele zile. Pare liniștea dinaintea furtunii. Adio, fraiere. Bă, ce ai făcut? Deja l-am terminat pe primul. Bă, trebuie filată zona întâi. Asta e procedura. Da-o, n-ai bine de procedură. Dă-mi arma că te calc în picioare, Sorin. Băi, stai acolo. Nu-ți dau nimic. Sorine, dă-mi arma că ne scapă ăla. Băi, nu-ți dau nimic. Trebuia filată zona, e periculos ceea ce facem noi. Băi, stai acolo, că nu-i bine ce facem. Închizi geamul, împachetăm și mergem acum. Când o să afle tata ce-ai făcut, o să-ți distrugă el, Sorine, nu eu. Acum viața mea nu mai are niciun rost. Ce să mă fac eu fără Rodica? Dodel are cu totul alte gusturi decât cei de vârsta și situația lui socială. Îi plac fetele cu minți și bine crescute, iar Rodica pare a fi idealul suprem. Rodica este aici! Am găsit-o în fața porții. Era singură și a spus că vrea să te vadă neapărat. Da, sigur, e un loc, Rodica. Îți mulțumesc mult, dar pot să stau și în picioare. Ia loc, așează-te, nu-ți fie rușine. Da. Frumoasa mea, nici nu-mi vine să cred că ești aici. Dodel, am venit aici să stăm de vorbă foarte serios. Desigur, dragostea mea, despre ce vrei să vorbim?
În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru modul cum m-am comportat ieri pe stradă cu tine. Nicio problemă, mi-a trecut toată supărarea. Da, dar motivul pentru care am făcut asta este pentru că nu vreau să te îndrăgostești de mine. Înțelegi? Pentru că tu meriți mult mai mult, meriți o fată mult mai bună decât mine. Dar ești cea mai potrivită. Nu, Dodel, sunt rea și urâtă. Ba nu, ești bună și frumoasă. Dodel, sunt o materialistă. Nu nimic, am destui bani. Sunt alcoolică. Dragostea mea o să te vindece. Am fost o mare vagaboantă la viața mea. Nimeni nu-i perfect, Rodica. Dodel, mie îmi plac foarte, foarte mult femeile. O să-ți treacă. Sunt bărbat. Lasă glumele, Rodica. Orice mi-ai spune, nu face decât să mă îndrăgostesc și mai mult de tine. În timp ce Daniel își îndeplinea doar pe jumătate misiunea primită, Damian a ajuns în locul unde ar trebui să fie înmormântat Vladimir. Salutat! Tu ce cauți aici, fiule? Vezi că e vina lui Sorin. Nu m-a lăsat să trag. Am vorbit cu el la telefon și mi-a spus că nu apucase să cerceteze locul. Nu contează. Totul era asigurat, nu ne văzuse nimeni. Da, o să vedem mai târziu că e vină. Măcar celălalt e mort. L-am eliminat. Da, asta așa e. Aceeași soartă vreau să aibă Mădălin mâine. Să fii convins de asta. O să vin cu tine ca să mă convin că totul o să iasă foarte bine. Cum vrei tu, tată. Hai că am adus sicriu aici. Ia să vedem dacă Vladimir e înăuntru sau nu. Hai că chiar vreau să văd dacă e sicriul lui ăsta. Trebuie să fie al lui. Chiar acum l-am scos din cabo. Are inițialele acolo? Da, tată. E al lui. Uite inițialele aici. Desfaceți-l să vedem ce e înăuntru. Îmi cer scuze pentru ora nepotrivită, dar am venit să vă anunț că lucrurile s-au agravat. Adrian tocmai a pierdut un om în care avea maximă încredere. Planurile lui și a lui Capone au luat o întorsătură neașteptată. Dar ce s-a întâmplat? Colegul meu de la secție, un ofițer de mare valoare, Cornel Dobre, a fost asasinat sub privirile mele. Doamne, Doamne sfinte! Sunt absolut convins că e mâna lui Damian aici. În felul acesta a vrut să se răzbune pentru faptul că a fost suspendat din poliție. Ce bolnav e omul ăsta! Vă jur că nu mă las până nu-l distrug. Numai că deocamdată nu am dovezi împotriva lui. Sunt însă convins că va recidiva. Și ne teamă să nu vă atace și pe voi. Cum? Tocmai de asta m-am gândit că este mai bine ca băiatul ăsta Capone să locuiască o perioadă aici, la voi în casă. În felul acesta vă va putea apăra mai ușor. Sigur, sigur că da, e binevenit. Eu mă gândesc acum la Mădălin. Dacă Damian află că trăiește, va fi jale. Dar nu are de unde să afle. Damian vrea să se convingă cu ochii lui că principalul dușman se află acolo de unde nu-i mai poate face nimic. Era destul de greu. Trebuie să fie moșul într-un săpat. Așa sper și eu. Și dacă nu e, ce facem? Acum pui și tu tot rău înainte. Prietene, îți mai am mult să-l desfaci? Încă un pic, șeful, și e gata. Silvia, ajută-l. Ha? Încă un pic aici. Vladimire, Vladimire, sper să fii înăuntru. Da. Că oricum tot acolo ajungi. Așa. Ia să vedem. Dă pânză la o parte. Tată, tată, e un om în partea aia, pare să vină spre noi. Pare un bețiv. Du-te și ține-l deoparte. Mă ocup eu acum. Hai, Sivure, dă pânză aia la o parte, că nu mai am răbdare. No. Nu pot să cred. Mă, să numai pietre, mă. Ne-a tras o moșu. Deci moșu ne-a păcălit pe toți. Băi, tată, să sperăm că ăla de la laborator, el e. Dacă e el, o să-l îngrop de viu! Asta fac! Tată, pare să aibă ceva în buzunarul de la sacou. Dă-o încoace. M-am întors printre voi ca să mă răzbun, Vladimir. O
să-ți pară rău. O să-ți pară rău că te-ai întors între noi. O să te termin cu mâna mea! A mai trecut o zi, iar Mădălin are impresia că e în rai și că de el are grijă un înger. Tânărul ar vrea însă ca Ioana să fie alături pentru totdeauna. Eu mi-am dat seama că tu nu ai aceleași sentimente pentru mine cum le-am eu pentru tine. Dar vreau să știi că voi face tot ce e posibil omenește să te cuceresc. Ești foarte direct, Mădălin. În momentul în care treci prin ceea ce am trecut eu, nu ai cum să fie altfel. Ceea ce trăiesc acum am luat-o ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o șansă. Am o nouă viață. Da, nici nu știu ce să spun. M-ai luat prin surprindere vorbele astea. Spune-mi, te rog, ai mai vorbit cu băiatul respectiv? Da. L-am văzut și am spus să nu mă mai caute, pentru că nu vreau să-l mai văd niciodată. Foarte bine ai făcut, Ivana. Oricum, ăla nu era decât un nenorocit și nu merita nici măcar atenția ta. Așa e. Sorna, mamă. Bună, mami. Năsia, bună. Ai apucat să o cunoști pe Ioana? Da, ne-am mai văzut. Da. Ioana, ce-ai pățit? Nu, mi s-a făcut puțin rău. Să te ajut? Mamă, du-te cu ea la... Mă scuzați, o să merg până la toaletă. Revin imediat. Te descurci, singurică? Sigur. Stai liniștită. Dacă tot am cumpărat testul ăsta, hai să-l fac. Adaltat. Furios că Vladimir este încă în viață, Damian n-a închis un ochi toată noaptea. Acum speră că necunoscutul din laboratorul secret să fie cel dispărut. După ce aflăm cine este în spatele bandajului, mergem și ne ocupăm de Mădălin. Sigur, o să vă arăt exact unde este ascuns. M-am uitat în jur și sunt câteva clădiri de pe care se poate trage. De-abia aștept atunci. Hai să-l punem aici. Salut, Cristi. Bună dimineața. Încă nu i-ai desfăcut bandajul? Încă nu l-am desfăcut. Am așteptat să se trezească. De-abia a deschis ochii. Aha. Și cum se simte? Destul de slăbit. Se vede că a fost supus multor experimente. Am înțeles. Desfă-i bandajul, te rog. Înainte să fac asta, am să vă dau o veste. Da, spune. Între substanțele pe care le-am cercetat, se află estoniu. Estoniu? Tu vorbești serios? Estoniu, da. În sfârșit avem estoniu. Asta este excelent! Cu sângele fetelor și cu estoniu, putem să preparăm elixirul și chiar să-l îmbunătățim. În sfârșit primim și vești bune zilele astea. Adică îmi văd visul cu ochii. Voi afla secretul nemuririi. Vom vedea ce poate face elixir. Dar hai, până una alta, hai să vedem cine se ascunde sub acest bandaj. Oare îi va spune Valeria lui Mădălin groaznica ei bănuială? Mamă, văd în privirea ta o suferință. Nu, mamă, nu am nimic. Sunt fericită că ești alături de mine. Te rog eu frumos, nu încerca să mă minți. Spune-mi ce te frământă. Pe mine vă rog frumos să mă scuzați, dar trebuie să ajung urgent până la spital. Ok. Ai grijă de tine, Ioan. Și tu, la revedere. Pa. Mama, sunt îndrăgostit. Îngerul ăsta chiar mi-a schimbat viața. Mă bucur mult pentru tine. De ce a durat atâta să mă chem? Păi dacă n-aveam credit cu ce este sun? Dacă n-aveam, dar la tine de ce? La tine de ce a durat așa de mult? Dacă vedeai că nu sunt... Pentru că nu am avut de unde să fac rost de mașină ca să vin încoace, tantalaule! Uite-o!
Domnul Chavles, unde te încălbești? Și căutați mă aici. Da, astăzi începe războiul între noi. Pentru că nu vrei să mă asculti. Pentru Damian și oamenii lui, suspansul a atins cote maxime. Ia să vedem dacă nu cumva în spatele bandajului se ascunde Vladimir. Ce m-ar plăcea? Dacă el... Lasă mie, te rog, plăcerea să-l trimit pe lumea cealaltă. Nu, asta e plăcerea mea, Dane. Dar voi chiar credeți că e posibil să fi luat elixirul și să întinerească? Vom vedea imediat. Nu pot să cred. Păi, dar unde e asta, mă? Doamne, a dispărut! Radu! Bunicule! Doamne! Nu vine să cred. Ce asta? Te desarce. Uite pe fata aia, ia-i! Oprește, oprește! Domnișoară! Domnișoară! Vine! Păi dacă am zis că îmi plac femeile, mi-am dat cuvântul de onoare, ce să mai aș face orice ca să le am? Și din cauza asta te-am văzut eu prin sat cu fustiță umblând? Aș face orice ca să le am. Pe scurt, o să fim bogați. Yes! Hai să ne căsătorim, spunem tuturor că este copilul nostru, ci nu trebuie să știe absolut nimeni că nu este al meu. Gândește-te ce e în sufletul meu, gândește-te ce e în mintea mea când știu că nu o să pot să fiu niciodată cu femeia pe care o iubesc. Știu că tu ești mărețul, dar te rog frumos, lasă-mă pe mine aici pe pământ printre femei să fiu eu mărețul. Hai să mergem. Hai. Hai, Adriane, citește mai repede. Spune-mi ce scrie. Imediat. Așa, în urma prevanșă, Damian Voicu. Vladimir, dacă ești în viață, trebuie să salvezi nepoțelul. Da, îl văd. Consideră misiunea îndeplinită.